Ai, Neamăreane, fără matale viața politică e pustiu, bre. Ce om serios, Neamărean. Știți că el e la facultate, da? Păi el lucra ca primar doar așa, ca să aibă bani să se țină la facultate, săracu. Luase niște zeci de milioane de euro pentru facultate, ci că voia să o cumpere. Deci Neamărean încearcă să ne prezinte acum o variantă de succes. Vanghelie, varianta 2.0. Un absolvent de facultate care lucrează la multinaționale. Am câteva propuneri de la câteva companii internaționale care vor să facă câteva investiții în România la nivel național. Și ținând cont de faptul că și cunosc o serie de lucruri, am posibilitatea să mă duc și să inventariez o serie de lucruri, ceea ce s-ar putea să fac câteva propuneri pe anumite orașe și în anumite județe reprezentative în care sunt interesați. Și atunci acest lucru nu în acest funcția de director. Dar funcția de director. Și la școală, în Constanța? Printre altele, așa. Sunt anul 2 la facultate și sunt la facultate în Constanța. Ești nebun, se duce mare an director la multinațională. Probabil face facultate ca să înțeleagă ce e aia o multinațională. De-aia nu veneau fraților investitorii în România, că nu găseau aici oameni competenți. Ar fi ceva ca toți ăștia care au nenorocit statul român să nenorocească acum și privat. Am avut mai multe propuneri de la mai mulți politicieni din cadrul unor partide. Cine, nu. Domnule? Da, au fost diverse propuneri, v-am spus, și pentru primar general, și pentru primar de sector. V-am spus că nu m-am decis încă în acest moment. Am primit foarte multe mesaje și în continuare au aflat oamenii inclusiv adresa și îmi trimis scrisori. Aș minți să spun că nu mă gândesc în contextul în care văd că sunt oameni care îmi scriu, sunt oameni care îmi dau mesaje, sunt oameni care mă sună și divers. Și acum de când am controlul și chiar mă întâlnesc cu foarte multă lume în diferite locuri și văd și eu care e situația de fapt. Oamenii nu spun, nimeni nu spune, nu crede vis-a-vis de ceea ce s-a invocat în acest prejudiciu pe care se pare în ghilimele l-am creat eu. Ce vorbești, domne? Cât timp era primar de sector și mare șmecher în PSD, le dădea lora la rotula de jos, toți îl țineau de fraier, domne, de agramat, incult, golan, lipsit de farmec. Băi, dar de când l-au prins ăștia la ciordeală și l-au arestat, brusc, așa, peste noapte, s-ar tos pe el. Îl vor partidele, multinaționalele dorm la el la ușă ca să-i obțină semnătura, marile universități ale lumii îi cer creierul după moarte. Apropo, Neamărean, nu se zice bre în contextul în care, da? Contextul e cu X, dar mă rog, poate n-ai ajuns tu încă la facultate la litera X. Oricum, vă dați seama ce ar fi cu Marean candidat la primărie? Pă! Aș minți să spun că nu mă gândesc în contextul în care văd că sunt oameni care îmi scriu, sunt oameni care îmi dau mesaje, sunt oameni care mă sună. Doamne, superb! Vă dați seama cum o să fie, cu Bușoi, cu Firea, cu Vanghelie, cu Băsescu. Spectacol total, vă spun eu. Ce mai, alegătorii vor fi puși să plătească bilet ca să participe la aceste alegeri. O să cânte Andrei Rieu în deschidere la turul al doilea, dacă o să fie, jur, jur. Unde văd deja o finală între Marean și cu Traian. Da, care de altfel au o relație destul de bună, domne, par destul de apropiați. Oana Mizil l-a vizitat pe Băsescu acum vreo 3 luni, Vanghelie l-a lăudat adesea pe Traian Băsescu, iar Băse, să vezi potriveală, aruncă-l în sufrajărie cu să poartă sectorul Marean. Hei, voinicule! Hei, voinicule! Ai cui sunt caii? Revenind la posibila candidatura lui Vanghelie, acesta a fost destul de misterios, așa, enigmatic și cu minte. N-a vrut să spună prea multe. Au fost diverse propuneri, v-am spus, și pentru primar general, și pentru primar de sector. Ia uzi, are diverse propuneri, îl sună partidele, îi scriu oamenii. Mă rog, asta cu scrisul e mai nasoală, așa, că la Neamărean e mai greu cu cititul. În rest, ce să mai, e foarte căutat Marean. El și cu Budescu de la Giurgiu, domne, și cu băiatul ăla de la Craiova pe care îl caută Barcelona. Chiar, Neamăreane, de la Barcelona nu te-a căutat, bre, nimeni ca să candidezi și acolo la ceva? Ține telefonul deschis, poate să te sune Messi, sau măcar din Qatar ceva, sau din China, bre, să te pună ăștia primarul Chinei. Hai, succes!